Bun găsit, dragi prieteni, vă mulțumesc tare mult că sunteți la un nou podcast On Record. Nu uitați să ne dați urmărire pe pagina YouTube, lumea banilor, pe Facebook On Record cu bifă, adică suntem originali și autentici, și bineînțeles pe TikTok On Record podcast. Din număr, din ce în ce mai mult sunteți pe TikTok, asta este viitorul, ne adaptăm. Dragi prieteni, astăzi o să avem o emisiune așa mai cu cultură și cu muzică foarte multă și nu orice fel de uh, muzică. Uh, un artist tânăr, un român de-al nostru care, din păcate, uh, nu prea stă pe la noi prin țară, dar iată când vine face lucruri frumoase. Un tânăr uh, violonist uh, și o să îl descoperim în acest podcast special cu o vioară lui minunată care, iată, este aici. Este tânărul uh, violonist Andrei... Nastas. Nas... Nastasa. Nastasa. Vezi numele ăsta? Trebuie să-ți dau până la cred că trebuie să-ți dau uh, trei miei. Știi trei Da, nu știi povestea nu știu. nu știu. Nu povestea. Andrei, ce faci? Cum ești? Sunt foarte bine. Am ajuns acum în România uh, acum patru zile. Uh, am venit din Haga, am terminat uh, facultatea acolo la Vioară. Și am venit cu toate bagajele, cu toate uh, monitoarele de sunet. Uh, computere. Hai să luăm, hai să luăm cu începutul. Care este povestea ta? Cine ești tu, de unde? Eu am auzit foarte multe lucruri frumoase de la, de la artiști. Uh, ești tu un... cât ne în primul rând. 29 lume? Se întreabă, între bărbați, e bine să. <laughs> uh, ești român plecat? Sunt român, părinții mei sunt români, eu am fost născut în Atena, în Grecia. O, am fost la școală acolo. O, ce la mare, da, e frumos acolo. Ce să facem? Da, dar știi că de acolo vin mari artiști cu vioara. Și... Vine și Cavacos și mulți alții. Foarte frumos. Uh, așa, și de unde te-ai îndrăgostit tu de vioară? Păi de vioară la șase ani. M-a pus părintele. M-a pus tatăl meu. Ei da, au vreo legătură cu muzicanul? Sigur. Tatăl meu e prima vioară concert maestru la o baroc-orchestră în Atena și mama mea cântă la harpă. La harpă. Ta. Și uh, am avut primul contact cu vioara la șase ani. Cred că m-am stresat puțin la început cu vioara, dar după aia, pe la 13-14 ani, când am uh, cântat cu orchestra prima oară, m-am îndrăgostit de... Potențialul la ce se poate. Ai la 13 ani. La 13 ani am cântat prima oară cu orchestră de tineret. A radioului sau a ce? Nu, orchestră de tineret g g g g g g făcută din greci și turci. Ce drăguț. În, în Grecia, În Grecia, da, întâmplat. și am fost prin Izmir, în Turcia, prin Istanbul și în insule multe și am cântat orche concerte multe și a fost foarte prima, așa, experiență cu instrumentul mm -hmm. într-o orchestră. Uh, și după aia am terminat liceul și... Da, aveai ureche, adică ți dat se cum ți-ai dat seama că aveai ureche muzicală? Păi am, am crescut într-o casă unde se cânta, se cânta tot timpul și am dar mers Dar de ce urechea. nu harpa? E, harpa, nu. E grea sau ce te Nu știu. Dar e greu să cânti la harpa așa? E greu, e greu, cu pedalele, cu toți bemoli și cu tot diezi, jos, trebuie să schimbi, să faci tot felul de... Tricuri cu pedalele ca să cânți uh, bine. Mm -hmm. Deci da. nu greu. e Bun, foarte greu. Bun, și am revenit la vioara ta magică. Uh, care a fost primul, când a fost primul tău instrument al tău personal așa, cumpărat de familia ta? Uh, N-a fost cumpărat că aveam vioară, că uh, și bunicul meu cânta la flaut și străbunicul cânta la vioară și am avut vioară de la el. Deci ne-am adevărat, de Ne-am ești... adevărat, da. Și, Grecii, oricum, sunt artiști în. Da, definiție. bunicul meu era român. Român, da. Și străbunicul, și cânta la vioară tradițională, românească, de folclor. Foarte frumos. Și acum, zilele astea, ce ai făcut în București? Păi, în, am lansat primul meu album, de care. Fapt, asta e și discuția. Asta e și discuția cu Camper Music Group, cu un label de aici, din România, care are și uh, în Los Angeles și în Copenhaga și în Beijing și au făcut și filme pentru mu uh, muzică, de pentru filme. De, uh -huh. Da, și uh, am lansat cu ei. Și a fost lansat astăzi. Deci Discul. în premieră. În e premier. o premieră, da, și uh, nu e chiar solo-vioară, este o muzică inspirată de Vangelis. Ce frumos. Și Dumnezeu fiind... să lirte, chiar anul trecut. Da, anul, anul, trecut. Sau acum, anul, trecut. Un... Anul trecut. an ceva. Da, da, un an. În octombrie. În octombrie, da. Da, și... Uh, uh, cum să zic Hai să vorbim puțin de disc, Știi că mari artiști, cel puțin la noi, nu știu cum e la voi, mari artiști de la noi, Ștefan Bănică, nici nu știu, mari artiști, nici nu vreau să dau nume, nu-și mai scot disc. A zis, domne, nu e atât de important discul. ama totul este pe YouTube, totul este digitalizat, totul este la un click distanță. Vă că tu te-ai încăpățânat și ai scos disc, ca și prietenul Rodin, nu? Păi mi-am scos disc, dar a fost digital la început. Acum e digital și copia fizică o să vină și a peste câteva luni. Deci faci și copie fizică. Fac și copie fizică și o să scot și vinil. Și vinil? Și vinil, că se aude foarte bine. Dar nu mai bun. Deci cel mai bun. Deci n-are cum să vinilul e acolo. Da. Și unde îl faci, în Grecia? Nu, îl fac tot cu Camper Music. Nu știu, cred că au o... Corporație în, în Cehia. De, în Cehia, da. În Cehia și o scot pe acolo. Uh, sunt cei mai buni cehii sunt cei mai la, bun, da. cehi și italieni. Și să faci un vinil, câte exemplare te gândești să faci? Vreo tari? 500. 500 de exemplare. Și crezi că le vinzi? Le măcar vin... de colecție, nu? Măcar de colecție. Pri așa. Măcar ai 500 de prieteni. Să buni? vedem cum merge. Acum, că muzica e destul de. Cred că e, e ok. Și uh, am, am lucrat 4 ani cinci ani la albumul ăsta, deci a fost compus între uh, acum cinci ani și anul ăsta, uh, și a fost mixată tot de mine. Uh -huh. Și uh, procedura de mixing a ținut doi ani. Ai, uh, ai uh, cum se numește, ai studiul tău acasă? Am studio meu acasă, da. Uh -huh. Și cum, da. ia, cum cum ar suna o piesă de pe, de pe discul ăsta al tău. Adică să ne cânti ceva, asta era ideea. Să vă cânt ceva. Așa, în joacă, cum te-ai okay. jucat. E instrument scump, știi cine a stat aici o să fie vi vi zilele viitoare, un mare, nu știu dacă ai zis de Gabriel Croitoru. Da. Gabriel cuitor a stat pe scaunul și a venit cu vioara strarivă, celebra vioară care era păzită cu un bodyguard după <laughs> el. Deci, albumul meu are uh, influențe... Piese? Sunt nouă piese. Are, influ uh, are influențe de etnic din uh, India, din... Uh, Te-ai orientat bine ce se poartă uh, acum. Da, da, cu electronice, ambient. Deci, stilul, stilul de muzică e un fel de ambient electronic etnic. Uh -huh. Așa. Deci merge pentru cafenele, pentru merge pentru Pentru filme merge, cred că merge și asta. Acolo vreau să mă îndrept. Spre muzică, spre de, muzică film. de film. Spre muzică de film. Îți place să faci chestia asta. Da. Și ai trimis demul la producători și așa mai departe? Acum, sau o să trimit că acum a fost lansată, acum o să trebuiască să trimit pe aici, pe acolo. Sau au câștigat că Oscar cu muzică de film. Da. Ceva fabulos. Să vedem. Hai să vedem cum sună. Să auzim cum sună. Că de văzut. E, o să cânt și eu o temă de acum. Ești artist invitatul nostru. Bravo, te-am și filmat ca să te punem pe TikTok oricum. Va fi toate frumos. Dar trăiești așa, e, e, ești îndrăgostit de instrument. Sunt, sunt. Am terminat și școala, acum a fost destul de greu. Era în Olanda, nivelul e destul de ridicat și a fost greu. Ai făcut sacrificii pentru acest. Am făcut multe. Am cum făcut. ar fi? Am făcut, am făcut, da cântecul ăsta care am cântat e de fapt cântat pe violă uh -huh. și e, se numește Eagle Dance și e cu shakers cu, uh -huh. cu bas, cu, cu drum bass din ăla mare uh -huh. gran casa și voci de indieni tu acum știi că e o întrebare copilărească dar firească în același timp tu ai idoli, ai idoli, artiști? da, am pe Evangelis. Care am crescut în casa lui și am mergeam A când eram A crescut era el cu tine în casă? Nu, nu? eu am cre mă duceam cu maica mea la el acasă. l cunoscut? L-am cunoscut, sigur. Oh. Și me ne duceam la el acasă este în fiecare sâmbătă. e Prieten cu Vanghelis. Da. Și uh, era cu aparatele, cu studiourile acolo. Eu mă, mă, mă duceam și apăsam la pe butoane și ne cânta acolo. a inspirat. M-a inspirat, inspirat -a. foarte mult. Și acum cu butoanele sunt îndrăgostit. Adică mă uit la consola asta de aici și vreau să... E o analogică ieftină, dar bună da, așa. Știu, știu. Am avut-o și eu. Și cum e? ai că m-a mai aruncat la film. Cum era Evanghelis așa? Ca... Evanghelis era un om foarte adânc. Deci a fost... S-a gândit la toate despre viață, cum muzica Reflectă spiritul nostru, și cum uh, trebuie să fii. Și mea, el mi-a spus că eu trebuie să fiu sclav, -a -aș vrea, sclavul atunci. muzicii. deci Așa, muzicii, vedea, el așa muzicii. vedea el muzica, să fii sclavul muzicii, că atunci, uh, prin. Uh, muzica o să fie sinceră când ești sclavul muzicii. Și uh, frecvența muzicală o să vină din ad adâncul tău. Și, uh, să, de exemplu, dacă eu vreau să fac, de exemplu, mai mulți bani, o să trebuiască și eu să, să imbin uh, muzica mea cu ceva mai popular, ca să ca să, prindă. ca să prindă. Deci atunci nu o să mai fiu foarte sincer cu muzica mm -hmm. care vreau să o creez. E un, ca un fel de compromis? E un fel de compromis, da. Așa cred. Și așa credea și Evangelis că uh, uh, labelul lui uh, nu îl său să facă muzica lui care uh, uh, fă făcea muzică sinfonică pe uhum. sintezizatoare, cu toate instrumentele ale orchestrei și cu sintezizatoare împreună și așa. Și nu, era foarte ciudată muzica. C am ascultat la el acasă, dar nu e lansată nicăieri. Te-a ajutat într-un fel în, pentru pe a, Nu știu dacă... Nu știu, știi românisme de te-a te ajutat vreodată? Te-a pus mâna pe un telefon să te recomande la vreun producător? La... Mie mi-a spus că trebuie să mă duc în America. Asta mi-a spus. Acum am ajutorul, ajutorul uh, al um, lawyer, The lawyer. Uh, lawyer. avocatul lui. Avocatul lui, da. Uh -huh. uh, am ajutorul lui și eu să mă reprezinte ca producător muzical. Da, acum, tot așa, de curiozitate. Ce, ce s-a întâmplat cu averea lui, cu. El avea copii? Mm -hmm. Cred că averea lui -a, nu avea copii, avea o soție care era uh, uh, fata lui Metaxa, cu coniacurile. Aha, aha. Și a trecut averea la ea și acum se mută din Franța că el stătea în Franța ultimii 10 ani. Se mută în Grecia la, cu toate că vin cu tiruri, cu pianuri, cu sute de sintetizatoare și Cred că avea un studio fabulos. Avea la el la acolo. Am fost. Uriaș artist, da, adică, da. da. Muzica nu mai lui îmi e... dacă a fost în România vreodată? A cântat? Nu. Nu știu, nu cred nu. că a fost. Ultimul lui concert a fost în Qatar. Auzi. <laughs> Deci îți dai seama, și-o fi cântat și că, pe câteva milioane bune. Da. Era un uh, mare artist. Și uh, te aprecia cum, cum cântai tu? cum? Uh... Eu i-am cântat când eram mic la vioară. După aia... Uh, S-a rupt legătura. Uh, i-am cântat când eram mic. Ne duceam uh, cu prietenii mei de la școală, de la liceu de muzică sau de la gimnaziu de muzică și cântam uh, cântecele astea de... Uh, Christmas. Uh -huh. Colinde. Colinde, da, grecești. Și îi plăcea. Uh -huh. Cu liră, cu vioară, cu chitară, cu santur. Instrumentele astea Instrumentele astea ex excepționale. Uh, da. Dacă ar fi să faci așa un top al instrumentelor, care ar fi topul tău de preferință? Păi, sitar. ce e ăla? Sitarul este un instrument cu corzi din India. Nu-l știi pe Ravi Shankar? Ba da. A, și el, cântă el, la... el cânta la sitar. Uh -huh. Tabla, viori, uh, percuție, se poate face un miliard de uh, uh, variante. variante prin prin instrumentele astea. Dar vreau să te întreb ce contează foarte mult, de exemplu, la noi în țară, nu știu cât știi tu, sunt foarte, foarte mulți artiști talentați și ei și cu vocea și ei și cu instrumente uh, care nu au o școală muzicală. Contează mult să ai o școală muzicală? Din punctul tău de, de vedere. De exemplu, Vangelis nu a avut o, o școală și a crescut, s-a găsit că era pe pian, când era mic, s-a găsit de unul singur pe pian și a, înce a început de singur. Uh, Școlile învață un repertoriu, ai, dacă ai un profesor bun, îți, te ajută la, tec, la tehnică. La note. La note, așa. Deci Vangelis nu știa să, să citească note, dar era un pianist fenomenal. fenomenal. Deci dacă îi puneai cu notele urechea. în față, nu știa să... Nu. Cu, cu urechea și uh, putea să cânte orice fel de uh, stil de muzică. Dacă îi cântai ceva franțuzesc, îți cânta ceva franțuzesc. Dacă îi cântai ceva spaniol, cânta spaniol. Deci toate felurile. Și tu știi note? Tu da, da, le da, știi. da, da. da. da Te-ai gândit vreodată să fii într-o orchestră mare de asta, de radio, de televiziune, de Am concert. cântat cu orchestră, cu tatăl meu care e concert maestru, am cântat de multe ori, foarte multe ori și am fost și în turnee prin Germania. Prin Austria, prin Elveția și am cântat, da, muzică baroc. Deci nu e cu, nu sunt cu corzile astea de uh -huh. metalie, e cu coardă de maț da, 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 și da. un arcuș mai, mai, mai vechi. Se Fact cântă puțin diferit și, e, și Lau este la 315 de herți. ăsta e la 442. Deci contează și detaliile astea, te da, da, știam. Da. Într-o orchestră de-asta așa im, mare, ce instrumente sunt cele mai importante? Din toate dar? sunt. Toate. Toate. Deci, uh, compozitorul a scris pentru toate instrumentele și toate sunt la fel de importante. Violoncelul îți place? Îmi place. De ce? Păi sună, sună, sună bine, așa, putere. Uh, și aș vrea să, uh, să creez o piesă pentru o piesă pe uh, cheie pentatonică și, și violoncelul, să cânte violoncelul și să recreeze sunetul Erhu, un, uh, un instrument chinezesc care se cântă așa ca violoncelul și are două coși numai. Uh -huh. uh, și cântă cu glisandom mult și aș vrea să fac o piesă pentatonică, așa chinezească, cu violoncel. Dacă scuți să ai succes, adică e o chestie targetată Adică o văd așa Pentru orice consumator de muzică Sunt O anumite categorie Vrei să atingi, nu? Da, Care așa, ar fi? de film De film, deci de film. De, de, Dar apropo, ce, ce, ce de cine ești Îndrăgostit așa ca și regizor de film? Cu cine ți-ar plăcea să lucrezi? E, cu Hans Zimmer așa. Hans Zimmer îmi place Foarte mult, mai ales samul, al samula, Samurai Așa, deci, da, 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 da. De acolo da. îmi place foarte mult și albumul meu al doilea, care deja am două piese deja făcute, au niște. Teme de acolo. Teme, nu teme, niște idei, așa mici, instrumentale mai mult. Da, și am luat și de acolo. Sunt foarte mulți, sunt foarte mulți, foarte buni. Dar, așa, a... muzică de film, ce ți-a plăcut cel mai mult din. Uite, de exemplu, am ascultat cu muzica din film din What's Up On în America și, dacă îți mai aduci tu aminte, uh, propunerea Indecentă. No sure. rămas, uh, cu... Nu știu. mai țin minte muzica? Da. Fabuloasă, deci muncită. Trebuie să ascult. Trebuie să... Trebuie să... O orchestră. Da, orchestră. Deci muzică de film, adevărat. Adică am rămas cu titlurile astea două în minte. Tu cam în ce zonă te-ai duce? Eu m-aș duce în, în stilul de muzică cu filme cu războaie vechi, aha, de aha. exemplu, uh, cu Război... gladiatori, cu... Războiul stelelor, zona aia. Zo Nu, e prea... Uh, războiul Breast stelelor e, e prea sinfonică muzica. Trebuie să lucrez foarte mult ca să scriu pentru uh, uh, orchestră simfonică. Uh, trebuie să fac aranjamente, trebuie să fac înregistrări, trebuie să ai și bani să Uh, înregistrezi cu o orchestră mare o orchestră bună uh, să închiriezi studioul cel mare să ai notele gata Ține -ți, ia ceva timp și energie să faci pentru mu muzică sinfonică dar o să încerc ce artiști române îți plac de la noi așa din ce știi tu și chiar și clasici adică în ce zonă te-ai duce uh, cum să zice? am uitat numele uh, Teleormană din zona nu, muzica da. populară din zona da. de Liviu Vasilica. Liviu ce? Vasilica, da. O să fac și o piesă din aia. O să fac și așa, puțin. Uh -huh. la Uite, la băiatul beare. lui se știe că e foarte activ și a dus mai departe. Deci înseamnă că îți place folclorul. Folclorul, da. Ei, pun și sintezizere și sunete mm -hmm. altele și îmbin și fac o supă. O supă de... Da, gustoasă. Da, gustoasă. sper Asta e ce placă. Și în afară de telorman, în ce zonă... Uh, Ardealu, Ardealul? chiar că am ascultat de Ardeal, dar nu mai țin minte acum cum sună. Gheorghe Turda, ai auzit de el? Îți nu, place? Nu, nu -am, am, auzit. Vezi? Trebuie să, să-i faci cunoștință. Pot să vă cânt și ceva la, de, de la... Uh, din din Grecia. Din Grecia. Te rugăm, te rugăm, asta este. Știi că de multe ori artiștii mari care veneau pe la mine, nu aici, în diferite proiecte, ne era jenă, așa să zicem, băi, bă, hai să ne mai cânti, că ei nu prea cânte, ei vin să vorbească, sunt artiști, înțelegi? Și noi ne dorim să, să vin vină artiștii să cânte în podcasturile noastre. Hai să te auzim. În față, vezi? Nu am avut, dar o știu pe din afară. Așa... Am mai cântat la cărciun, prin greșia. Ai făcut șpagă? Faceți șpagă? Știi, să vină să-ți dea banul la... Mai vin. mai vin. Mai dau câte? 10 euro? 5 euro? Și adun, uite așa. Adun. Mai ales seara, pe la ora 2, când, când deja e băut și așa, dar chestia e că și noi avem voie să bem, ca, ca uh, violoniști acolo și câteodată bem mai mult decât trebuie și... Și iese sunetul ciudat. Nu iese sunetul ciudat, dar cânti așa cu un zâmbet la gură. Da, da, da. da. da, da. <laughs> și acum uh, ai lansat acest album. Ce, ce plan? Cum vezi? Păi viit? acum deja lucrez la albumul numărul 2 și o să promovez albumul numărul 1 și o să trimit în multe locuri. Să vedem. Deja am două piese la albumul 2 și sună diferit. Și am progresat și la mixing... Uh, Uh, să mixez și sună și mai bine acum. Tu faci, tu stai Eu în patra da. Deci e un fel de Sergiu Nicolaescu. Dar zim un lucru, concerte? Concerte trebuie să fac partiturile. Să fie pentru un pentru de, de corzi, uh -huh. sintetizator, drums, gran casa și voci. Și trebuie să le scriu pentru vocile astea. Și după aia o să facem un proiect destul de mare. Acum, bă, prin ianuarie, februarie, o să găsesc lumea și o să fac concerte. O să dau și eu, un mare artist rodin moldovan. Ai auzit de am el? Am auzit. Trebuie neapărat să, să ți-l dau. Uh, stai că vreau să mai te întreb altceva. Știi că toți, oricât de maturi sau de, de copii sau între două vârste așa, toți avem uh, cât un vis da, nu știu. Să a călători, a scoate un disc. Toți avem câte un vis. Care ar fi visul tău, Andrei? Visul meu e să fiu în prezent și să-mi placă prezentul. Adică creez acum, în prezent, muzică și mă simt bine. Deci, tu creezi pentru mine? Asta o, visul tău. Da, să creez. Că mănâncă, să creez. Nu pot să stau liniștit. Uh, mai iau pauze, că nu se poate să creezi tot timpul. Dar îmi place să creez. Foarte frumos. Te inspiră ceva? Adică, nu știu, dimineața, seara, seara, diminea... seara dimineața fac muzică artistii nu prea funcționează. Nu prea funcționez. Nu, 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 că seara, seara vine inspirația. Pe la ora 5, așa, 6 te duci la culcare și e, compui. Și compui, da, până atunci. Foarte frumos. Ești însurat? Nu. Urmează? Nu. Au, dar ce ești așa categoric <laughs> Nu, că și eu joc în divizia asta Așa că e foarte păi bine Păi n-am găsit N-am găsit în. O... O, o Nu știu, o consoartă Da, așa. în fine Bine, eu îți mulțumesc tare mult Mai zine dacă mai ar fi ceva de zis la final Și vreau ca să închidem acest podcast Tot cu o lucrare de-a ta, să ne mai încâns cu ceva Ceva mai vesel, așa știi Dau și comenzi acum că... Ceva mai vesel Păi, n-am dintre... notele cu mine și nu prea știu. Ce știi tu din memorie? Dar mai întâi de toate te găsim pe Instagram, Facebook... Mă găsiți pe Instagram Andrei Nastasa și pe Facebook Andrei Nastasa. Și YouTube, ai pagină? Păi, n-am pagină încă pe YouTube. Astăzi o să fac upload piesele. Uh -huh. Să Tot. le găsim, adică să vedem și acolo cum... Da, dar o să fie pe YouTube. O să fie. O să le pun astăzi. Sau să vorbesc cu labelul, să dacă le-au pus deja ei. Uh -huh. Nu știu, să Deci, sincer. oricum, încă o dată, Instagram... Andrei Nastasa. Așa și Facebook la fel. La fel. Și TikTok ai? Trebuie nu am, la... dar trebuie să fac. Trebuie să fac trebuie, trebuie să fac trebuie TikTok. Zi. Asta e viitorul. Viitorul, da. Bine, îți mulțumim tare mult pentru prezență. O să te rog încă o dată de final să ne mai uh, încânți cu ceva și dacă vrei să le transmiți ceva viitorilor tăi fani, uite, acum sigură o să... Păi să fie sinceri cu ce muzică le, le place, cu ce ascultă, cu ce le creează așa un... Stare de, stare de bine. De stare de bine, da, să, să toate toate muzicile sunt bune pentru anumite frecvențe și anumite stări. Toate sunt bune. Și manelele, și manelele, Îți toate. Îmi toate îmi plac, pentru, pentru când mă simt să ascult manele, ascult manele. Când și vreau clasic, ascult clasic, când vreau așa, totul e bune. E un amargant, dar vezi, uite, apropo de manele, sunt foarte mulți maneliști. Care sunt mari artiști. Știu să cânte, știu ce înseamnă o notă, știu ce. Amănunc că le-au apărare, dar e un fenomen. Trebuie da. să-l studiez și tu. Și că au și talent mult. Da, da, da. da. Hai, îți mulțumim tare mult. De final, dragi prieteni, așadar, urmăriți-l pe Instagram, pe Facebook, îți mulțumim tare mult și mult succes pentru jumătatea asta de ani care a mai rămas. Mersi.